Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de SnowRunner. Pentru foarte mulți dintre voi o să fie o noutate, pentru că sunteți noi pe canal foarte mulți, însă acest canal s-a început cu SnowRunner. Ăsta a fost jocul de bază pe acest canal. Acum este Eurotruck-ul, seria noastră de real life din Eurotruck, însă înainte era SnowRunner și vreau să ne continuăm cariera și în SnowRunner pentru că mi-au cerut unii abonați. Și am zis să dau o șansă SnowRunner din nou pe acest canal și să încep ușor, ușor să postez episoade, nu zilnic, poate nu la 2 zile, dar odată la 3-4 zile să intercalăm un episod de SnowRunner. Suntem în ultimul update publicat de cei de la SnowRunner și avem și ultima mapă, cea din Tennessee cu Burning Mill, acea hartă de curse, ceva de genul, cum au prezentat-o ei acolo, avem și noile mașini și absolut tot ce trebuie să fie aici adăugat. Noi suntem pe penultima mapă, pe Main. Nu mai era nimic înainte aici, însă acum avem și această ultimă hartă. Sper eu să reușim să terminăm această hartă împreună, adică să le facem pe ambele, pe The Lowland și Yellow Rock National Forest, însă asta doar cu ajutorul vostru, deci pentru următorul episod, dacă vreți să mai postăm SnowRunner, minimum 10 like-uri. Nu vă cer 15, nu vă cer 20 ca la episoadele de Eurotruck, minimum 10. Dacă sunt 10 like-uri, o să apară următorul episod de SnowRunner, dacă nu, probabil că nu o să mai apară. Mi-amintesc eu de acum 2-3 luni, când am intrat eu ultima dată în SnowRunner, pentru că eu de atunci nu am mai jucat, a rămas să terminăm o parte dintr-o misiune principală de a repara garajul și aceea este Restoring the Tanning Shop. Și trebuia să ne ducem noi să mai luăm încă două metal beams-uri, pe care între timp le-am văzut eu undeva pe aici. Stați că încă nu sunt obișnuit cu mapa. O să merg eu tocmai aici, să le iau pe cele mai îndepărtate momentan. Hai să ne punem niște waypoint-uri pe hartă, pentru că aici cam așa se merge. Să dăm și noi la ora 1. Suntem cu acest taiga, încă nu am uitat denumirea. Este o taiga și haideți să vedem pe unde mergem. Mamă, ce dor mi-a fost, sincer să fiu cu de voi. Vai de capul meu, ce dor mi-a fost de jocul ăsta. Mamă, dar ce... Dar cum se mișcă mouse-ul ăsta, ce are? Se mișcă prea repede. Sper să se vadă bine, pentru că eu nu am mai umblat la setări sau la ceva. Adică e ca înainte totul. Însă o să-mi fie foarte greu să mă obișnuiesc din nou cu jocul. Vai de capul meu, vai de capul meu. Ce ciudat e. Deci curbele nu mai știu să le iau. Vai de mine, ce chinie. E bine că aici nu primești damage pe remorcă, pe chestii de genul ăsta, mai ales când o ai goală, nu contează. Grafica este minunată la acest joc, nu ai ce să-i reproșezi, este o grafică turbată de-a dreptul în sensul bun al cuvântului, adică e perfectă grafica. Avem o taiga aici care este 4x4 permanent și cu diff-ul activat, ceea ce contează foarte mult în SnowRunner. Hai să nu blocăm noi remorca pe aici. Parcă aici puteai să conduci și din interior, însă nu e pont deloc aici să conduci din interior. Deci rămânem noi la exterior. Aici nu e ca pe Eurotruck, să nu pot conduce pe exterior. Aici nu prea pot să conduc pe interior, este complet invers. Mergem, luăm acele două metal beams-uri și ne întoarcem cu ele la garaj. Și o să reparăm, o să terminăm această misiune principală, Restoring the Tanning Point, the Tanning Shop. Cealaltă parte știu că am făcut-o mai atunci și rămăsese doar să duc aceste două metal beams-uri. Și mi-amintesc și acum că am zis că o să le duc off-camera. Să se pare că nu am mai apucat să le duc off-camera și le ducem împreună. Și acesta o să fie și episodul de probă, să văd dacă voi mai sunteți îndrăgostiți de acest joc. Pentru că mie unul mi-este foarte greu să-l filmez, pentru că aici chiar este muncă. Adică aici chiar lucrez mult să faci o misiune. Nu e ca în Eurotruck. În Eurotruck pur și simplu livrezi o marfă din punctul A în punctul B. Aici nu e chiar așa. Aici livrezi marfa, însă ca să ajungi la marfă prima dată durează foarte mult și după să te întorci cu ea la fel apar foarte multe probleme, cum ar fi și acum că ne-am blocat în mlaștină. Adică e complicat. E complicat și dacă nu ai track-uri bune e greu. Vedem că nu avem niciun punct de ăsta unde să ne putem trage, din păcate.
să vedem dacă putem să o luăm așa mai ușurel, ușurel. Ne care probleme ce stai, dar nu mă așteptam sincer să fiu cu voi. Îl știam destul de potent. Însă se pare că are mici probleme. Sper eu să-și revină pentru că am nevoie de el să mă și întorc. Aoleu, cam greu. Pământul aici arată într-un fel. Doamne Dumnezeule, ce treabă au putut să facă developerii de la acest joc cu acest pământ care pur și simplu... Zici că e real, nu? Și apa, și pământul, totul zici că e real aici. Nu avem punct de unici, aia e problema cea mare. O să trecem noi până la urmă, însă... Sau nu? Eu parcă am trecut pe aici odată și nu am avut probleme, parcă tot împreună cu voi am fost. Și eu nu țin minte să fi avut atâtea probleme, sincer să fiu cu voi. Ce s-a întâmplat acum? Merge foarte greu acest taiga. Doamne Dumnezeule. Ce are de merge așa greu? Foarte ciudat mă simt, pentru că eu nu mă așteptam să merg atât de greu taiga. Adică eu chiar mă așteptam să nu am probleme. Vai de capul meu. Ce se întâmplă? Sincer vă zic, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Deci nu știu cum să pun camera asta. Doamne, dacă de greu ne mișcăm. Băi, pe aici era drumul, oare? A, pe aici era, nu avea cum să fie prin altă parte. Eu știu că am fost și chiar am mers și nu înțeleg acum de ce nu merge. Foarte ciudat. Hai că nu mai avem mult până acolo. O să ne-am mișcat extrem de greu, nu mă așteptam să mă mișc atât de greu. Hai că aici totul e ok, nu avem probleme. Am ajuns și la destinația noastră de unde o să colectăm cele două metal beams-uri. 1, 2 și ne întoarcem spre garaj. Facem drumul în sens invers de această dată. Aici virează foarte greu aceste camioane, deci trebuie să ne obișnuim cu ele. De ce nu merge? Ce are? Doamne ferește! Asta schimbă prost, acum am amintit eu că taiga asta schimbă infernal de prost. Deci taiga asta schimbă infernal de prost. Și acum hai să vedem pe unde ne ducem noi ca să nu mai avem probleme. Vai de cap și de zilele mele, e teroare. Vai de cap, am intrat în apă cu totul. Oare o să ieșim noi de aici? Hai că reușim să ieșim ușor, ușor. O să țin așa cuplată transmisia pe un low high spre high, să nu e low high, high. Deci uite, pe aici, pe margine trebuia să o iau eu. M-am băgat prea în mlaștină acolo. Ce să mă uit pe aici, pe ne-aș putea să iau. Tot așa, mai pe dreapta. Deci dacă am venit pe stânga, cu hai mai pe dreapta. Să prindem ceva aderență. Cu data trecută, parcă prea mult a durat să ajungem în punctul celălalt. A și durut, evident. Pentru că ne-am mișcat foarte, foarte greu. Hai să vedem acum aici cum o să ne descurcăm. Hai să dau eu așa. Deci dacă am trecut pe partea stângă, acum hai să trecem pe partea dreaptă, să vedem cum ne descurcăm. Să facem aceste încercări. O să fie un episod mai scurtuț, o să fie un episod de acomodare a noilor abonați și a vechilor abonați cu acest joc. Acest joc este o bestie, pur și simplu te stoarce de nervi, de timp și de absolut tot ce ai tu mai bun.
pentru că te enervează și te duce la limita puterii. Este foarte greu și trebuie să ai o strategie bine definită când joci acest joc. Adică nu poți să-l joci așa pur și simplu, trebuie să-l gândești, pentru că sunt foarte multe misiuni în care trebuie să le gândești, să le iei logic, treptat și să faci traseul în așa fel încât să te ajute foarte mult. Trebuie să fii atent la combustibil, trebuie să fii atent la damage, să nu te restorni, sunt foarte multe chestii. Deci pentru cei care nu știu cu ce se mănâncă SnowRunner-ul, am multe episoade pe canal la început, deci vă rog să vă uitați în playlist că le găsiți. Și pentru viitoarele episoade, să zic așa, dacă vreți episoade noi, minimum v-am zis 10 like-uri la acest episod și rupeți și acel buton de subscribe. Poate o să aducem această serie la viață și o să, cine știe, să ne ocupăm de ea și să facem o treabă frumoasă, zic eu. Eu trebuie să mă duc pe undeva pe aici, știu, de data trecută, pentru că riscăm să ne răsturnăm prin partea cealaltă. Uite că ne-a lăsat noi o mașină pe aici. Da, sunt vremuri de mult apuse astea. Mașina asta stă aici de vreo 2 luni, în viața reală, adică nu în joc. Și aici trebuie să fii foarte atent cu remorca care în orice clipă se poate răsturna sau poate să cadă marfa de pe ea. Sau ce transportați voi acolo, în cazul meu, aceste bare de metal. Vezi că eu mi-am adus aici o macara pentru că mi s-a întâmplat să mă răstorn, evident. Și a trebuit să aduc o macara. Hai să văd eu aici cum mă încadrez în așa fel încât să nu mă răstorn. Foarte important acest lucru. Să nu mă răstorn, să nu se răstoarne remorca. Dacă ne descurcăm, nu am venit, nu ne-am dus pe aceeași parte pe care am venit, pentru că acolo la podul ăla unde este stricat, cei care au văzut episoadele de acum 2 luni știu despre ce este vorba, este foarte riscant să ne ducem spre garaj pentru că riscăm foarte mult să ne răsturnăm. Și am preferat zona asta care este puțin, puțin mai dreaptă, să zic. Pentru cei care nu știu ce se mănâncă SnowRunner, mă facă nebun cum această zonă este dreaptă. Da, este o zonă dreaptă față de altele. Pentru că, uitați, în această porțiune, remorca s-ar fi lăsat foarte tare pe partea stângă și riscul de a se răsturna ar fi fost foarte, foarte mare. Și nu am fi vrut să se întâmple asta, pentru că trebuia să o iau de la capăt, să vin cu o macara, să pun aceste metale înapoi în remorcă. Asta nu vrea să mai meargă. Cam slăbuță taiga, dezamăgitoare din punctul meu de vedere și probabil la următoarea misiune o să schimb camionul pentru că nu am fost deloc mulțumit. Dar era lăsat de data trecută, deci eu am mai făcut misiuni cu taiga pe harta asta și s-a descurcat, însă astăzi m-a cam dezamăgit, s-a lăsat și seara între timp, însă noi am ajuns cu bine la garaj și mai avem foarte puțin și terminăm și această misiune principală care ne ajută să reparăm garajul, pentru că atunci când am venit aici, pentru prima dată, nu era nimic reparat la garaj. Deci unele din camioanele mele cu care fac făcut eu treaba aici, acesta este un Ziggs, ăsta cu MOV, o nebunie de Ziggs care trece peste orice obstacol. O să-l punem la treabă. Hai să oprim aici și să dăm metalele jos. Și am reparat și această porțiune, cred eu, nu? Oh, hard custom. Truck, wash, painting, box. Super, 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 super. Am reparat și această zonă, prieteni, cu painting, cu truck wash, cu diagnostic, cu tuning. Această parte foarte interesantă, să zic așa. Oprim motorul și haideți să ne ducem înapoi pe M, să ne ducem la hărțile auzi, la misiunile principale și vedeți aici că mai avem una singură din această parte de Evans Garage, care ne repară tot garajul, mai avem una singură și am terminat de reparat garajul, așadar o să o acceptăm și ne-a dat direct start tracking, ok. Ne deblochează truck store-ul această chestie, avem nevoie de două cargo containere pe care le luăm de la port. Cargo container, ok. Stai să pun eu mapa cumva așa. Ok, deci avem nevoie de două cargo containere și două concrete slab-uri de aici. Și aici ce avem? Tot concrete slab-uri. Da, ok, le-am avea pe amândouă în această zonă. Deci, cargo containerele parcă ocupă două sloturi. Dacă nu ar ocupa două sloturi, mamă ce mă enervează când fac așa.
Dacă nu are, trebuie să mergem, uite, și după upgrade-uri pe aici. Mai avem upgrade-uri? Nu, doar ăsta. Mamă, ce prostie fac. Poate mai găsim și alte upgrade-uri. Nu știu cât ocupă aceste cargo containere. Am uitat dacă nu am jucat de mult. Ori un slot, ori două sloturi. Dar dacă ocupă două sloturi, ar fi minunat. Dacă ocupă un slot, o să mergem oricum cu altă mașină. Dacă ocupă un slot, am putea să luăm totul deodată în drumul nostru. Dacă ocupă două, și oricum orice ar fi, ar trebui să mergem cu o remorcă de 5 sloturi. Sau cu zigzul cu 2 și 2 să avem 4. Dar asta o să facem data viitoare, prieteni. O să terminăm această parte de misiuni principale. Evans Garage, ultima parte din această misiune o să o facem noi data viitoare. Și dacă vreți să vedeți cum o terminăm și vreți episoade în continuare de SnowRunner, rupeți acel buton de subscribe clar și minimum 10 like-uri la acest episod, prieteni, pentru că acesta a fost un episod de acomodare. Urmează misiuni foarte grele, credeți-mă, misiuni foarte grele. Mapa este enorm de mare și pe lângă chestia asta mai avem și această mapă, Yellow Rock National Forest, care la fel este gigantică. Și vedeți că am descoperit doar o mică parte din ea, pentru că cei care au văzut episoadele trecute au trebuit eu să ajung undeva la acest warehouse să iau niște fuel de aici. A fost o treabă foarte complicată pentru că drumul e foarte rău. Deci, prieteni, fără multe alte lucruri, 10 like-uri pentru următorul episod și eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!